Salut, camarazi, o să vă prezint o cronică a evenimentelor anunțate vorbind despre anul operativ 1989, vorbind despre faptul că, în general, serviciile secrete își fac propria lor supă, n-au treabă nici cu țara, nici cu președintele, nici cu poporul, ei își fac jocurile lor. De fapt, se mănâncă unii pe alții și toți trăiesc bine pe spatele la fraier, că sunt român, că sunt american, că sunt chinez, că sunt japonezi, coreeni. Serviciile secrete fac burta mare, nu produc în general nimic, se mănâncă unii pe alții. Bine, unor mai, cum era pe vremea lui Ceaușescu, mai furau tehnologie, care Ceaușescu, neputând să o folosească, o vindea la indien, pakistanez sau brazilien sau la jidani. Deci aduceau apor valutat, dar prin furturi, prin tot felul de manevre și combinații, așa. Deci anul operativ 1989 a început cu o trădare. Șeful sectorului spionaj în spațiu european de limbă germană, Liviu Turcu, se folosește de ocazia unei misiuni externe pentru a se preda CIA. Deci omul și-a trădat și țara, și poporul, și președintele, totul. Era punctul terminus al trădărilor post-pacepiste, care toate la un loc au adus prejudicii mai mari decât cele determinate de majoritizarea politică. Deci de la Pacepa încoace mulți au defectat și au trecut la inamic cu arme și bagaje. Deci de fapt erau niște trădători, cum au rămas și cum au fost și după lovitura de stat. Întâi ne-au trădat la ruși, după aia ne-au trădat la văcari. Deci sunt serviciile secrete, sunt bande de trădători care își fac propriile interese și avantaje. În centrala spionajului român, generalul Aristotel Stamatoiu a încercat să tragă de timp, amânând de comun acord cu șeful contraspionajului extern, generalul Ioan Moț, raportarea exactă și completă a evenimentului contrainformativ de o gravitate excepțională. Deci, practic, le era frică să-l anunțe pe Ceaușescu că șeful din spațiul european de limbă germană, Liviu Turcu, trecuse la inamic, la CIA. Așa, deci, pentru că să știe că Ceaușescu făcea crize, el fiind și cu filetul pe stânga, făcea crize de isterie și asta însemna că îi costa cariera, știi? Înțelegeți că indivizii ăștia, în primul rând, se uitau să facă carieră și după aia să slujească țara. Înțelegeți că fiecare cu interesul lui, nu? Fiecare avea nevastă, avea copii, trebuia să-i hrănească. Așa. Probabil ei sperau că Liviu Turcu are de depășit vreo situație de risc, după care se va întoarce, dar era puțin probabil. Dacă ăla trecuse la inamic, dacă se răzgândea, îl aștepta glonțul și el știa asta. Verificările ulterioare aveau să scoată în evidență serioase incompatibilitățile lui Liviu Turcu cu sistemul de valori și disciplina specifice spionajului. De la noi sau de aiurea. Deci omul era incompatibil, undeva fusese o greșeală, o eroare, sau fusese angajat pe pile, că așa era, cu PCR-ul, pile, combinații și relații, nu? La scurt timp după trecerea în tabăra adversă, Liviu Turcu a devenit protagonist unor operațiuni de propagandă politică cu obiective foarte transparente, între care menționez cultivarea animozităților între Centrul de Informații Externe și structurile securității interne ale Departamentului Securității Statului, între Departamentul Securității Statului și celelalte structuri ale Ministerului de Interne, între Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale, între toate acestea la un loc și societatea în ansamblu. Deci omul băga niște strâmbe, cum să zice,
de fapt se știa că Ceaușescu trebuie să cadă și probabil că și el simțise treaba asta, deci el făcea jocul noilor săi stăpâni. Anterior se mai consumase un alt act de trădare al unui operativ de rang mediu din contraspionajul extern, care a răspuns succesiv de mai multe spații occidentale și cunoștea o parte însemnată a sistemului contrainformativ extern, cu greu reconstituit după trădarea lui Pacepa și repararea unora dintre erorile deciziilor luate imediat după această gravă trădare. Deci fugise Pacepa, s-a reparat ce s-a putut repara. Treaba e că Pacepa îi știa pe toți, pe toți spionii români care lucrau în Occident, știi? Și turcul la fel, și deci vă dați seama, trebuia să schimbe sute, dacă nu chiar mii de agenți de spioni camuflați ca ziariști, acoperiți ca ziariști, ca atașați de presă, nu știu ce. Deci orice trădare de asta a unui ofițer de rang cât de cât înalt era o catastrofă pentru contraspionajul lui Ceaușescu și pentru spionajul lui Ceaușescu. Trădarea lui Liviu Turcu a avut loc cum nu se putea mai prost, tocmai în perioada ședințelor anuale de bilanț, când ei trebuiau să laude la Ceaușescu, să prezinte mari succese ale socialismului. De fapt, ei mimau, știți, ei mimau, de fapt, ei știau că Ceaușescu sau la rang înalt și la contraspionaj și la securitate, să știa că Ceaușescu va fi împușcat sau va cădea. Și deci oamenii încercau să salveze și instituția și propriul interes, propria muncă. Tăvălugul analizelor și evaluărilor critice ale șefului DSS, Direcția Securității Statului, generalul Iulian Vlad, a spulberat orgoliile unor veleități din spionajul și contraspionajul extern care au fost puși la colțul penitențelor. Au fost însă și succese. Menționez doar două dintre cele mai remarcabile: căderea rețelei KGB condusă de Vladimir Volodin și prinderea în flagrant a unui funcționar superior cu rang diplomatic din Ministerul Afacerilor Externe, vinovat de trădare prin transmitere de secrete în favoarea SUA. Lucrase dublu aproape un deceniu. Deci vă dați seama, funcționar de la Ministerul de Externe, din Direcția Securității Statului, adică Securitatea, din contraspionaj, pur și simplu treceau la inamic cu arme și bagaje, lăsau nevestele și copiii pe aici sau îi asigurau, sau dacă puteau, fugeau și cu ei. Și de fapt ei erau niște oportuniști, n-aveau nicio treabă cu comunismul. Comunismul a fost ceva străin implantat în România, nimeni n-a iubit comunismul, a fost făcut cu forța, iar toți oportuniști ăștia de la Ministerul de Externe, de la Securitate, de la Miliție, au văzut că se trăiește bine dacă ești în partid sau în sistem, s-au băgat toți acolo, nu din dragoste pentru comunism, ci din oportunism. Deci ăsta, un deceniu, compromisese și vreo două duzini de ofițeri acoperiți. Deci ăsta dăduse pe goarnă vreo 20 de ofițeri acoperiți, știți? Faptul că securitatea română a avut în acele momente curajul să înfrunte concomitent cele două mari puteri ale spionajului a constituit un episod cu totul deosebit și fără precedent în istoria sa, dar îndrăzneala i-a fost contabilizată și aspru pedepsită începând din decembrie 89, adică le-a trimis listul retur. Tot la începutul anului 89, în prima săptămână a lunii martie, se produce un eveniment cu impact politic mai cu seamă internațional, scrisoarea celor șase. De fapt, cei șase erau acoperiți și ghidați de KGB, de Gorbaciov. Acțiunea a fost descoperită și conținutul scrisorii prezentat lui Nicolae Ceaușescu înainte de a deveni public prin intermediul postului de radio BBC, ceea ce înseamnă că scrisoarea, al cărui text fusese doar convenit de Silviu Brucan, un jidan, cu ceilalți semnatari, nu trebuia neapărat să fie transmisă din țară, ea și-a așteptat doar semnatarii, înțelegeți?
După cum a început anul 89, era evident că sistemul nu va mai rezista multă vreme, deoarece acesta devenise global vulnerabil, încât nu mai putea fi securizat atât față de avalanșa și iminența amenințărilor, cât mai cu seamă față de propriile slăbiciuni. Deci, Șandra Mama să ramolise, lua apă din toate părțile, deci era pe ducă. În aprilie 89, plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care putea să rămână memorabil, eșuează din cauza ambițiilor autarșice al lui Ceaușescu. Izolarea în care a fost aruncat de prietenii care din iară l-au ridicat pe piedestalul recunoașterii internaționale l-a împins la decizii necugetate. El a anunțat triumfalist rambursarea întregii datorii externe, un efort formidabil care era compensat de un considerabil excedent al rezervelor valutare, precum și de importante debite ce urmeau a fi încasate de la unele state exportatoare de țiței. Dar nu dă de înțeles că va diminua rata acumulării în favoarea consumului. Dimpotrivă, ofensează organismele bancare internaționale cu proiect de înființarea unei bănci de investiții și dezvoltarea lumii a treia, sperând totodată să ia locul de ținut cândva de chitul în fruntea țărilor nealiniate. Deci Ceaușescu lucra pentru orgoliu, știi, vrea să înființeze o bancă a lumii a treia cu Saddam Hussein și cu Gaddafi și asta a însemnat sentința la moarte, că ar fi făcut concurență Fondului Monetar Internațional, adică jidanilor, și i-au taxat pe toți trei. În același timp, exploatând vulnerabilitățile tot mai accentuate ale Uniunii Sovietice și speculând agitațiile din Basarabia, simulează un denunț al pactului sovieto-german Molotov-Ribbentrop și scontând că se va face temut unor inamici tot mai agresiv, agita voalat amenințarea nucleară, respectiv că România dispune de capacitățile necesare producerii armei atomice. Ceaușescu părea să nu mai aibă nevoie de nimeni și de nimic, dar nici pe el nu-l mai luau mulți în seamă, deci nu-l mai băga multă lume în seamă decât ăia după în lumea a treia și Africa. Am primit consternați și dezamăgiți acele vești proaste, deoarece cea bună și așteptată era liberalizarea consumului intern, destinat creșterii nivelului de trai sub toate aspectele. El, după ce a plătit datoria externă, n-a băgat tot ce venea, valute, nu știu ce, ca să dea la lume de mâncare, dea portocale, banane, să dea carne, să dea roșii pe piață. Deci din martie, când terminase cu datoria externă, el până în decembrie n-a umplut piața cu produse necesare populației. Așa, deci asta a fost fatală treaba asta. Deci, după cum știți și voi, Casa Regală nu prea s-a implicat, regele Mihai nu s-a implicat în 42 de ani niciodată, l-a durut la bască. El avea și Ordinul Sovietic Victoria, fusese acordat doar vreo 4 exemplare șefilor de stat străini, adică 3 la alții și unul regelui Mihai, înțelegeți? Cetățeanul rege nu constituia o amenințare pentru guvernul Ceaușescu. La dosarul problemei regale nu exista nici măcar o fotografie a reședinței din Elveția, de la Vevei. Deci, Ceaușescu rămăsese absolut izolat. S-a încercat pe undeva cu sprijin extern reînvierea Partidului Național Țărănesc Reformat, dar asta a fost un foc de paie. S-a încercat și cooptarea lui Ion Rațiu într-o Uniune Mondială a Românilor Liberi. S-a pus la dispoziție un fond de 1.125.000 de lei, o sumă impresionantă la acea dată. Până la urmă n-a ieșit nimica. Probabil că și Rațiu știa că Ceaușescu va cădea sau va fi împușcat până în decembrie, cum a și fost. Deci eu zic că și-a meritat soarta
și pentru cei care au fost schinguiți și omorâți la Sighet, la Aiud, la Gherla, la canalul Dunăre, Marea Neagră, la fenomenul Pitești și pentru cei împușcați la frontiera română-iugoslavă, română-sârbească, știți? Eu zic că și-a meritat soarta din plin. Știți și voi că se zice că pe cine vrea să-l piardă Dumnezeu, întâi ia mințile, știți? Deci i-a luat mințile pentru că el fusese avertizat de o parte a securității de ce se întâmplă, s-a încăpățânat. Gorbaciov era omul americanilor, era francmason, satanist, el nu era, deci l-au lucrat, l-au măcinat și l-au ciuruit. Vă pup cu drag, vă aștept la comentarii, rămâne precum catarii umăr la umăr.